Salubrii s-au adaptat activitatea la condițiile temperaturilor foarte ridicate. Pe străzile orașului se văd mașini care împrăștie vapor de apă pentru a răcori atmosfera și a menține particulele de praf la sol, de unde sunt ulterior aspirate. Punctele de colectare a deșeurilor sunt golite de 5-6 ori pe zi, chiar și atunci când nu sunt pline, pentru a preveni disconfortul generat de mirosurile neplăcute. De asemenea, pe timp de noapte, utilajele de udare sunt scoase pe stradă pentru a menține răcoarea și a reduce disconfortul cauzat de temperaturile ridicate. Capacitatea bazinului care poate fi pe suprastructura respectivă este de 5 metri cubi și timp de 3 ore pulverizează particule în atmosferă, astfel încât să poată răcori atât aerul la mai înaltă suprafață, cât și particulele de praf din atmosferă care stagnează să le poată aduce pe sol și apoi să poată fi ridicate de aspiratoarele noastre. Ordinul Ministrului Sănătății 119/2014 ne impune ca pe vreme caldă și în special pe vreme caniculară să ridicăm aceste containere chiar și de două, trei ori pe zi sau de câte ori se impune. Sunt puncte gospodărești la care nu așteptăm să se umple recipientul și atunci colegii îl ridică și îl descarcă mult mai des. Au fost și cazuri în care s-au mers de 5-6 ori la un punct gospodărești? Au fost și cazuri exact unde am descărcat și de 5-6 ori pe zi. Potriva caniculei este și spălatul și stropitul străzilor. Am inițiat un program de noapte, începând de la ora 22 până la 5 dimineață și un program de zi de la 5 dimineață până la maxim ora 13. Și angajații salubrii s-au program special de lucru. Orarul unora dintre aceștia a fost adaptat astfel încât după intervențiile necesare să aibă posibilitatea de a se răcori cu apă minerală și la aer condiționat. Acolo unde acest lucru nu este posibil, este redus programul de lucru. Pentru angajații noștri avem întotdeauna apă, da? Li se dă apă minerală cu conținut de minerale și săruri și reducerea programului de lucru acolo unde nu există situații cu aer condiționat și puncte de răcorire. La punctele noastre de lucru din societate avem aceste puncte de răcorire cu aer condiționat și apă, unde angajații noștri se pot odihni și se pot răcori ca să poată să plece într-o a doua etapă a lucrului. Unde nu se poate, atunci se reduce programul. Toate aceste măsuri vor fi menținute până când afară se va mai răcori.